Adi, s-a încheiat sezonul regulat. Dacă ai face așa un bilanț, să faci o comparație cu ce așteptări aveai la începutul sezonului și cum ați terminat aceste 30 de etape, cum ai caracteriza? Nu, suntem, aș caracteriza printr-o frază, că suntem în grafic, în sensul că ne-am așteptat de la început, a fost și obiectivul nostru, era acela de a intra în play-off. Mă bucur că l-am îndeplinit, mă bucur că Rapid, după mulți ani de zile, s-a întors în elita fotbalului românesc și din nou în primele locuri. A fost un sezon regulat intens, cu multe lucruri bune și mai puțin bune, cu mult noroc, dar și cu ghinion. Cred că dacă stau să mă gândesc la ce goluri și câte penalti am ratat în ultimele minute, începând chiar din prima etapă cu CFR-ul, undeva am lăsat pe drum 7-8 puncte care puteau să fie la îndemâna noastră. Și probabil astăzi am fi vorbit cu la fel, dar cu mai multe puncte în clasament, ceea ce ar fost mai bine. Dar asta este situația. Oricum, cred că este un play-off super interesant. Echipele sunt foarte, foarte aproape pentru că, așa cum spuneam, a fost, după părerea mea, cred că cel mai diferit campionat din ultimii ani, și mă refer la faptul că a fost greu, echipa a fost echilibrată. Dar acum începe cu adevărat să vedem testul pentru noi, să vedem la ce nivel suntem, să vedem ce putem face pentru a aduce Rapid în lupta pentru titlu, ceea ce ne-am propus la anul următor. Care crezi că a fost cel mai bun meci al Rapidului în acest sezon? No, eu cred că am făcut multe meciuri bune. Am jucat, am avut meciuri cu echipele puternice, am făcut meciuri bune. Bineînțeles că nu am folosit tot timpul aceeași strategie. Trebuie să câteodată să și ne adaptăm funcție și de adversar, dar eu cred că în general Rapido a avut un sezon foarte bun. Dar cel mai greu moment, că sunt momente dificile. De câte ori se pierde cât un meci, e un moment dificil pentru echipă. Niciodată nu am trecut pentru o serie negativă, poate în afară de două meciuri pierdute unul după altul, poate în campionate peste prima oară când pierdem în două meciuri la rând. S-a mai întâmplat doar o dată în noiembrie, când am pierdut unul în cupă și unul în campionat. Dar, în general, Rapidul trăiește intens, trăiește cu spirit foarte puternic, iar atunci când se pierde un meci, toată lumea e supărat. și e și normal. Dar cred că cel mai important lucru e să ne menținem echilibru, să fim realiști, să rămânem cu picioarele pământ, indiferent de în bine sau în rău, și să continuăm să jucăm și să terminăm acest sezon acolo unde ne propunem, că bănuiesc că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, obiectivul se schimbă, adică avem un obiectiv nou în momentul acesta și aceea de a urca cât mai sus și, bineînțeles, dacă s-ar încununa cu o participare în cupele europene, ar fi ceva senzațional. Adică dacă Rapid ar termina locurile 5-6, ar fi o dezamăgire? N-ar fi o dezamăgire, dar ar fi o dezamăgire prin faptul că ne dorim mai mult noi, în primul rând, cei care sunt staff-ul și jucători și, bineînțeles, și conducerea clubului. Iar cred că cel mai mult și cel mai mult suporteri își doresc să vadă echipa lor favorită între primele echipe, dacă nu prima. Deci e normal să fie o astfel de presiune, e normal să ne punem obiective cât mai îndrăznețe pentru a putea da ce mai bun din noi și cel puțin să încercată să facem ceva foarte frumos anul acesta. Dacă privim în spate la cele 30 de meciuri, au fost multe decizii bune, multe momente inspirate, dar sunt convins că sunt și unele pe care poate le-ai schimba acum privind de în spate. Bineînțeles că tot timpul ne facem o mea culpa și tot timpul ne facem o autocritică, iar eu fac asta constant și nu numai după meciuri pierdute, dar și după victorii, pentru că sunt momente în care ai noroc sau poate n-ai fost destul de inspirat, dar norocul te-a ajutat și ai reușit să câștigi. Sau au fost momente în care, într-adevăr, am fost foarte inspirat și am nu numai în alegerea primului 11, dar și introducerea anumitor jucători pe parcursul meciului, dar și alte momente când mă așteptam să am alte răspunsuri la jucători și nu le-am avut. Care ar fi un astfel de moment pe care l-ai schimba, să spunem? Păi nu, de exemplu, în prima repriză cu Hermastad, când am crezut că echipa vine după două victorii într-o săptămână, ceea ce ne dădea un elan extraordinar jucând pe Giulești, am crezut că ne permite să jucăm cu jucători care nu sunt în cea mai bună formă și pentru a putea oricum să le dăm minute pentru a-i pregăti pentru play-off,
Și în același timp să etalăm și o echipă cu o tehnică superioară și poate cu niște mingi care în teren. Nu mi-a ieșit acest lucru. Și probabil, acum stând să mă gândesc, probabil să mai repete, nu o să fac acest lucru. Păi și când îi vom mai vedea în același 11 pe Hungenda, Bioniță și Papa? O să-i vedem. Eu sper cât mai repede, pentru că eu cred că și să zic, evoluția echipei pe undeva a fost foarte mult influențată de forma de moment a celor trei, pentru că în afară de Ioniță, care a jucat constant, ceilalți doi practic nu au jucat deloc. Papo vine după o accidentare gravă. A avut, să spunem așa, o explozie la început, după accidentare, dar după aia vine și reculul, care e normal, și se vede lipsa minutelor și jocurilor. Deci, iar la Ogenda nu mai avem ce să vorbim, pentru că el practic s-au fost primele minute după foarte, foarte multe luni. Am crezut că putem să suplinim acest lucru, pe foaie fiind și favoriți, jucând și în Giulești, venind după două victorii. Am crezut că putem face lucrul ăsta din elan, dar încă o dată fotbalul te pedepsește atunci când nu ești pregătit să te lasă. A fost mare fotbalist, ai ochii să vezi, să evaluezi astfel lucrurile la un fotbalist. Cum ți se pare Ungheni? Care crezi că e potențialul lui maxim? Că se vorbește despre el mai mult despre ceea ce ar putea să facă să fie decât despre ceea ce este. Păi bineînțeles că vorbim de ceea ce ar putea să facă sau care sunt așteptările noastre de la Ungheni, pentru că de-aia a fost adus aici. Este un jucător cu o tehnică extraordinară peste media campionatului. Este un jucător pe care îl știm, de fapt, nu e o noutate pentru fotbalul românesc. Este un jucător care nu poate să suplinească această tehnică superioară dacă nu este foarte bine pregătit fizic. Iar în momentul ăsta e la capitolul la care suferă pregătirea fizică. Încet încet va reintra. Nu știu cât ne va ajuta anul acesta, dar sper să ne ajute foarte mult la anul. Ioniță, cum ți se pare? A început sezonul foarte bine, ne așteptam să aibă o creștere constantă, o evoluție constantă, dar pare că nu depășește o anumită barieră, o anumită ștachetă. L-am văzut și atunci destul de nervos în momentul în care a fost schimbat. Cum vezi situația lui și evoluția lui? Ioniță a avut un început de sezon într-adevăr și mare parte din acest sezon regulat a fost la un nivel pe care noi ne-l dorim ca el să-l aibă. Este și unul dintre jucătorii cu cel mai multe asisturi din campionat, deci e un jucător de echipă. Bineînțeles că de la el ne așteptăm cu toții mult mai multe lucruri și asta mă aștept eu în primul rând. Sunt anumite momente când el putea să dea siguranță mai mult și el știe lucrul acesta, dar să nu uităm că și el a venit după o perioadă foarte îndelungată. Anul trecut a fost un sezon de tranziție pentru Rapid, venind din Liga a doua și văzând puțin cum este în lângă întâi după mulți ani. Anul acesta, când pretențiile s-au ridicat, așteptările de la el și din partea noastră de la el sunt foarte mari, deci el trebuie să conștientizeze că la fiecare meci, în orice moment joacă pentru Rapid, este analizat și așteptările de la el sunt mari. Deci dacă poate să trăiască cu această presiune, dacă poate să îmbrățișeze și să o folosească în interesul lui, va reuși să facă și acest salt de calitate pe care îl spuneai tu. Dar care e jucătorul de la care te aștepți să... Care e jucătorul de la care te aștepți să explodeze în play-off acum? Nu, da, am înțeles. În primul rând eu mă gândesc la echipă în general și nu țin neapărat ca un jucător anume să explodeze. În același timp te stai să te gândești că nicio echipă puternică din lume nu poate fără jucători care fac diferența. Deci ai nevoie 100% de jucători care să fac diferența, că până la urmă treaba antrenorului să oprește ziua meciului, acolo depinde și de forma de moment al jucătorilor și de sclipirile și personalitatea pe care au anumiți jucători. Aceia echipele puternice întotdeauna au jucători cu personalitate și jucători care îți fac diferența în momente cheie. Aș vrea să fie așa cum a fost până acum, o echipă în primul rând puternică, iar după aceea dacă putem echipă să ajutăm și în singurul să iasă în evidență, ar fi ceva senzațional. Cred că Duganic ar trebui să continue pe strada pe care e. Mă, e un moment favorabil, golgheterul campionatului. Eu cred că de la Sefer putem să ne așteptăm, de la Pănoiu, Costache, care a avut un sezon ciudat, dificil pentru el, a fost și accidentat 3 luni de zile. Deci mă aștept ca Albu să continue să zic momentul bun în care este de vreo 10 etape.
sper ca echipă, în primul rând, să reușim să fim puternici și să facem diferență. Da, uite, o întrebare ca o paranteză că mi-a venit acum vorbind. Cât de greu e pentru un antrenor provenind dintr-un fost mare jucător să înțeleagă cum reacționează la presiune fotbaliștii, practic la Rapid sau de la din campionat, aducându-mi aminte de tine când ai fost primul meci, cred că la Inter, în cupă cu AC Milan, când parcă presiunea nici nu exista. Bun, nu e foarte greu pentru un antrenor care a fost jucător, a jucat la nivel important și în multe meciuri cu presiune. Și e simplu, mă pun în, sau mi-aduc aminte sau retresc momentele pe care le trăiam atunci când eram jucător și încerc în această experiență pe care le-am avut să ajut jucătorul să treacă și să reușească să gestioneze momentul. Depinde de la jucător la jucător și până la urmă depinde și de cât timp este sau joacă în meciuri cu presiune. Pentru că sunt jucători care au mai multă experiență, sunt jucători care deja sunt învățați cu presiunea, cum ar fi Săpunaru, Grigore, Junior și alții. Și sunt jucători care pentru prima oară se întâlnesc într-un an cu această presiune și încă este ceva nou pentru ei și au nevoie de timp. Mă uitam la niște imagini cu tine în timpul meciului, trăiești foarte intens, foarte multe faze. Tu, de exemplu, când te brevezi apoi, când ajungi acasă sau când brevezi meciul sau transmiți fazele importante și vezi că te consumi, de exemplu, erau fazele acelea cu penalti, că nu puteai să privești, cum reacționezi? Da, e ciudat că în viața am ajuns să nu pot să mă uit la un penalti, s-a întâmplat doar o dată, nu? Dar, da, sunt momente în care nu știu ce este în... ce se întâmplă, ce se poate întâmpla mintea unui jucător și câte gânduri poate să aibă un atacant când îl execută un penalti, mai ales în ultimele minute a unui meci. Iar în acel moment se pare că și eu am trăit în același timp cu jucătorul când executa și, bineînțeles, nefiind eu la care execută și ne bazându-mă pe ce calitățile mele, să privești de afară toate mai greu decât să fii acolo pus în situația de a scrie. De aceea cred că mie îmi place să trăiesc intens, meciurile sunt acolo conectat, sunt cu băieții tot timpul. De cele mai multe ori îmi impun că vreau să fiu lucid, că trebuie să mă gândesc în the bigger picture, la ceea ce înseamnă tot ca echipă și să reușesc să, prin modificările sau prin indicațiile pe care le dau, să ajut echipa să câștige. Cum te simți când auzi de unii rivali din campionat sau oameni din fotbal care comentează faptul că Rapid e o echipă favorizată de arbitri? Da, nu mă simt în niciun fel. Am mai răspuns odată la întrebarea asta și cred că nu este adevărat în primul rând. Cred că atunci când ai 7 decizii favorabile și 5 împotriva ta, cred că aici se face diferența. Sunt alte echipe care au 2 favorabile și 0 greșeli împotriva lor, cum ar fi Faru, despre care s-a și discutat. Dar asta nu înseamnă că favorizează una sau alta. Eu cred că atât se întâmplă să... Câteodată sunt astea, depinde de arbitri. Acum, având VAR-ul care îl avem, cred că ar trebui să făcut un update la VAR pentru a putea ajuta arbitrii mai mult și să ia deciziile corecte. Până la urmă e munca noastră în joc și cu toții vrem ca orice decizie să fie corectă. Iar eu cred că ei sunt de bună credință și nu arbitri, la arbitri mă refer, sunt de bună credință și depinde și de ziua în care sunt. Mă uitam pe un clasament al echipelor din play-off, meciurile directe dintre ele din sezonul regulat și Rapid nu stă bine deloc. Stă bine jos, sau nu stă bine? Nu stă bine, e jos, e în coada clasamentului în meciul. Adică? Meciurile directe luate doar echipele între echipele care sunt calificate în play-off. Cu Faro am pierdut o victorie și un egal, da? Cu Clujul. I-am bătut ei, am bătut noi. Cu Craiova, egal și i-am bătut noi. Cu FCSB n-au bătut ei, am bătut noi. Ia vezi că nu suntem chiar așa rău. Pe la mijloc, pe acolo. Nu, suntem pe 2 sau pe 3, dacă nu mă înșel. Deci, depinde cine intră. Că dacă intră Sepsi, suntem și mai bine că i-am bătut de 2 ori. Dacă intră FCU, n-au bătut de 2 ori. Așa acolo am putea... Da, care... Da, e criptonită pentru noi în momentul de față, dar dacă ar intra Sepsi, am stat foarte bine, dacă intră FCU, bineînțeles că poziția noastră în clasament nu o să fie așa de bună. Nu, eu cred că Rapid e normal să se discute despre Rapid la un nivel ridicat, pentru că e un brand în fotbalul românesc, dar să nu uităm că Rapidul după mulți ani e primul an în care se întoarce în elita fotbalului românesc, după foarte, foarte, nu știu, cred că ani de zile, 5-6 ani de zile, sau dacă nu mai mult. Suntem în grafic, cum spuneam exact la începutul acest interviu.
Bineînțeles că toți vrem mai mult, dar trebuie să mai și putem. Iar adevăratul test începe acum și vedem la ce nivel suntem, ce s-a întâmplat în campionatul regulat. E istorie. Mi-ar plăcea pe undeva să am cam aceleași rezultate și depinde cine ar intra, ca să spun. Doar poate cu FCU dacă intră alte rezultate, bineînțeles să câștig, dar cu celelalte au fost meciuri în care au fost foarte disputate și cred că echipele sunt de valoare apropiate. Detaliile, experiența jucătorilor fac diferența în acest play-off. Dar cum vezi acest echilibru între așteptările și valorile tale referitoare la echipă și la potențialul ei în acest moment, gândind mai mult spre viitor, poate spre sezonul următor, și cele ale fanilor, care știi foarte bine că n-au niciodată răbdare și care își doresc tot timpul cât mai repede se întâmple lucrurile? Acest lucru există, a fost și va exista tot timpul, nerăbdarea fanilor, pentru că toată lumea vrea rezultate, inclusiv noi vrem rezultate. Dar în același timp noi suntem plătiți și pentru a gândi și pentru viitor. Pentru că contractul meu se termină în 2025, trebuie să mă gândesc și ce fac. Bineînțeles că îmi doresc să scot maximum din această stagiune, dar în același timp mă și gândesc că dacă anul acesta mi-am îndeplinit obiectivul, la anul obiectivul declarat va fi primele trei, deci și automat și câștigarea titlului. Deci, trebuie undeva să fac o evaluare, să-mi forțat să fac o evaluare a jucătorilor care merită să și care au toate calitățile necesare pentru a putea duce Rapidul acolo unde fanii își doresc. Asta nu înseamnă că nu ne dorim anul acesta sau ne dorim, dar trebuie să mai și putem, cum spuneam, și în același timp să ținem cont și că în următoarea stagiune vrem cu adevărat să facem ceva important pentru Rapid. Ce crezi că trebuie să se întâmple așa punctual? O chestie, două chestii care din sezonul viitor, ca Rapid să fie într-adevăr o echipă care să se bată la titlu cu șanse reale? În primul rând trebuie să fim mult mai concret la aceste momente cheie, mă refer la penaltiuri, care atac am multe. Să fim mult mai atenți cu echipele care pe foaie sunt mai slab cotate decât noi, pentru că acolo se câștigă campionatul, pe părerea mea, pentru că cu echipele tari se poate întâmpla orice. Cine e mai constant în rezultate cu echipele care sunt mai mici, să spunem, pe undeva, poate va câștiga aici. Vreau mai multă constanță în astfel de lucruri. Cum crezi că a trecut acea perioadă de adaptare, tu fiind un fost fotbalist care nu a avut legături cu Rapidul, nu provii din acest mediu, au trecut toate acele mici tampoane sau în continuare Rapidul fiind o echipă foarte iubită cu mulți jucători importanți care în continuare comentează despre echipă, mai simți așa o presiune suplimentară? Da, presiunea o simt pentru că îmi doresc să duc Rapidul așa cum atunci, acum un an și o lună, când a fost numit antrenor la Rapid, mi-am dorit ca Rapidul să-l duc în play-off, ceea ce am și reușit. Și bineînțeles că doresc să câștig într-o zi campionatul și cu Rapid. Sunt deja de un an de zile, știu ce înseamnă spirit. Știam și înainte, pentru că suntem român, până la urmă știm ce înseamnă atașamentul de o echipă. Vrând nevrând, după un an și o lună, intervine și acest sentiment de apartenență și normal că încep și tu să fii suporter al echipei pe care o antrenezi. Da, te simți adoptat acum 100% și că ai fost asimilat? Da, eu cred că nu mai sunt probleme. Eu sunt profesionist în văd de treabă, dar cred că lumea m-a adoptat, cred că mă respectă și a mi se pare, adică nu-mi simți nimic. Iar eu ce vreau să dau e respect, în primul rând, 100% din ce pot eu ca antrenor și cred că sunt pe drumul bun. Revenind la play-off-ul care stă să înceapă, pe cine vezi totuși principala favorită la titlu? Păi nu, sunt trei echipe care tot în ultimii ani s-au tot bătut, patru, hai să spunem, constant. Și anume, dacă să le... Până la urmă, una singură a câștigat. Exact. Ca să vorbim de ultimii 5 ani, da? Dacă Farul nu a fost totdeauna, dar ia de vreo 10 ani, să spun 8 ani, de când a câștigat prima oară campionatul, eu pretendent la titlu, pentru că așa a fost și va fi. Farul, Cluj, să le luăm cum sunt acum în clasament, FCSB și Craiova, sunt echipele care în fiecare an s-au bătut la campionat. Cum ai spus și tu, în ultimii 5 ani a câștigat doar echipă. Iar acest lucru o face să fie și în ziua de astăzi și în acest moment pretendenta numărul 1 la titlu, nu? Echipa care a câștigat în ultimii 5 ani. Și prima voastră adversară din play-off. Și prima noastră adversară de peste câteva zile. Deci, nu e nimic, nu trebuie să ne sperie. Trebuie să fim bucuroși că suntem în play-off, dar în același timp trebuie să ne concentrăm și să ne gândim că sunt meciuri în care trebuie să dai 200% ca să reușești să faci rezultat.